Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Ce urmează? Când vom avea un vârf, cel puțin pentru Bitcoin? E o întrebare extrem de importantă, dar trebuie să vă spun ceva. Pe măsură ce ne vom apropia de acest vârf, este foarte posibil să urmeze volatilitate destul de mare. Adică Bitcoinul acum, dacă e să facă o fluctuație de 5%, sunt aproape 4.000 și ceva de dolari în preț. E o sumă considerabilă. Iar asta se vede urât pe grafice. Dar este absolut normal ca pe parcursul acestei urcări fabuloase, Bitcoinul să aibă o corecție la un moment dat. În momentul de față, prețul la Bitcoin este aproape de dublu față de cea mai mare corecție înregistrată vara asta. Nu vorbesc de început de an, vorbesc de vara asta, când s-a dus spre 49.000 de dolari. Este clar că e dominantă de Bitcoin piața, adică dominanța încă nu are o scădere dramatică. Este clar că nu toate au evoluat pe măsura așteptărilor noastre, dar cred că e nevoie de timp, pentru că prima dată trebuie să-și termine sezonalitatea Bitcoin-ul, după care avem Ethereum, după care avem alturile de top și abia după vine și restul de piață. Aseară vă spuneam că cifrele, volumele pe care le are o monedă sunt extrem de importante. Volumul de tranzacționare, mai ales pe exchange-urile mari, da, arată interes pentru acel asset. Una este, să zici, un asset care are volum de 7 milioane, 5 milioane, una e unul care are 500 de milioane și una este unul care are volum, nu știu, 200-300 de mii de dolari. Sigur, foarte multe proiecte au fost la început de drum cândva, foarte multe proiecte aveau o capitalizare mică și totuși au reușit să aibă succes. Dar noi aici ne raportăm la o piață de peste 50.000 de tokenuri, peste 50.000 de proiecte, ceea ce înseamnă enorm. Așa că, pentru săptămâna aceasta, nu știu, e posibil să continuăm seria de all-time high, dar e posibil să vedem și niște pullback-uri, niște zigzag-uri. Eu am un target setat, vi l-am spus și aseară la știri, dacă nu mă înșel, targetul meu este de 99.000 de dolari pentru această creștere a Bitcoin. Aștept să văd dacă îl va atinge, pentru că are structura necesară, da, din momentul în care a făcut acest breakout, această erupție, dar am văzut pe grafice că ăsta ar putea fi un potențial target. În clipa de față, piața cripto este, cred că, a opta cea mai valoroasă piață a lumii, da? Depășind argintul, e o piață de aproape 3 trilioane de dolari. A și depășit această valoare, e normal, cu pump-urile care au fost. Acum, pentru cei care așteaptă niște corecții majore, din punctul meu de vedere, un pullback poate să aibă loc, că e 5%, că e 10%, ar fi normal o corecție pe 4 ore sau pe 6 sau pe 12 ore, nu aș vedea ca o problemă. Dacă din zona asta ar începe să intre în corecție pe daily, atunci ar fi o altă discuție. Dar eu zic că piața mai are gaz și piața poate să fie foarte amăgitoare acum. Bitcoin poate să dea semne de ostilitate, vezi că se duce în jos, în sus, se întâmplă schimbări bruște de valoare și în felul ăsta poți să cazi în capcană. Cred că e mai greu de anticipat piața pentru traderii de ocazie atunci când este într-o creștere parabolică decât când ai marile zigzaguri. Așa că răbdarea este un element foarte important, să înțelegi măcar dacă ai șanse sau nu, și asta se vede la orice proiect dacă te uiți la comunitatea sa, cât de activă este, dacă te uiți la volumul de tranzacționare, dacă te uiți pe ce platforme e listat. Sunt multe discuții.
E posibil ca această creștere a pieței, da, acum după validarea lui Donald Trump ca și președinte, să fie una cu o durată mulțumitoare pentru toți cei care suntem aici, în acest joc. În rest, repet, răbdarea. Cei care sunteți în Bitcoin și în Ethereum, din punctul meu de vedere, nu suntem în zona de exit. Hai că poate Bitcoinul pare apetisant la 88-89, dar aseară ziceam la știri, dacă MicroStrategy au decis să cumpere 27.000 de Bitcoin, ăsta nu prea arată zona de top. Adică nu cred că e topul. A, că putem să mai avem corecții. Vă sfătuiesc să vă uitați pe charturile Bitcoin din 2021. Să vedeți ce nivel de volatilitate aveam atunci. Și ce pump and dump-uri existau. Așa că, pe final, așteptăm să treacă Bitcoin season. Eu zic că Bitcoinul ar că trebui să ajungă la 100.000 de dolari anul ăsta. Hai, poate nu 100 fix, dar 98-97, acolo ar că trebui să ajungă. O corecție până atunci nu mă va surprinde, e normal, s-ar putea să fie un pullback și cam atât, da? Dacă continuăm creșterea parabolică. Altfel, întotdeauna trebuie să fim în gardă, să ne uităm la indicatorii macro, să nu ne trezim cu the winter is coming. Astăzi vă doresc, dragilor, poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, să aveți o zi minunată, nu uitați să vă hidratați, nu uitați să vă îmbrăcați bine și să vă faceți planuri de călătorie. Vă salut!